revenit în direct după primul match oficial de la FC Hunedoara din acest sezon. Da. După un rezultat negativ, să zicem așa. Nu, puteam spune dezastros, că n-a fost. Nu, negativ. Până la urmă a fost o singură fază obosită, au dat aia un gol și ia că așa să. V-am zis, am fost la prima repriză acolo prezenți pe stadion. Și am încurajat echipa. Da, au fost 298 de spectatori în repriza a doua. Prima a fost 300 cu noi doi. Nu, nu au fost mulți spectatori. Astăzi alături de noi Roiu Bogdan și Mudean Răzvan de la FC Hunedoara. Bine ați venit la noi. Salut băieți și bine ați venit. Din păcate era foarte frumos să veniți cu o știre bună, cu o veste de 3 puncte. Așa, asta așa a fost să fie. Ziceți-ne ce s-a întâmplat din punctul vostru de vedere. Noi am văzut meciul, mi s-a părut că v-ați blocat undeva la mijloc. De fapt, tot meciul s-a jucat mai mult la mijlocul terenului. Dar spuneți cum ați văzut voi din teren. Așa este. Da, părerea mea e că nu prea am avut așa multe ocazii ca în alte meciuri. Și chiar așa, din puține ocazii care am avut, dacă nu marcam un gol, cred că puteam să ieșim victorioși. Dar câte ocazii ați avut? Au avut ce ocazii? 3 ocazii. Da, 90 minute, dacă ai 3 ocazii. Puține ocazii de poartă. Au avut ocazii până în preajma careului, adică până acolo ajungeau, dar acolo e o problemă. V-a lipsit vreun atacant sau... Da, atacul a suferit puțin și mijlocul inspirat nu prea am fost. Dar apropo, ce sistem jucați? N-am văzut niciun atacant, nu vedeam acolo. Bă, parcă era unul. Doi atacanți, Sufi și Pepenar. E da, dar Pepenar atacant, dar nu juca la mijloc până acum. Am jucat 4-3-2-1. 4-3-2-1? Da. Și cine era la deci un atacant? Suciu. Da? El împins și pe penal puțin în spate. Da, dar nu am văzut omul care să stea acolo în 3, să ia mingea, să dribleze, să intre în careu, să dea golul, să ceva. Nu s-a întâmplat. Păi asta am fost lipsit de inspirație. Da, voi ați început meciul bine, oarecum, și cu încredere, și n-au prea avut, de fapt nici n-au prea avut tot meciul ce să miște Caransebeșul, da? Sau cum îl cheamă pe ăștia? Păi până la ocazia de gol care au avut-o, n-au avut nicio nimic la parte. Da, exact. Nu putem numi ocazie. Ce s-a întâmplat, să le spunem telespectatorilor? A fost o minge degajată. De portarul de la Hunedoara? Așa. Iar respingerea lor, la unei atenții, a scăpat atacantul dintre fundașul central și fundașul dreapta. Și ia, atacantul tăia sunt din, nu știu, din colțul lor și... Deci n-a fost nici portarul, n-avea ce să facă portarul, a fost singur cu portarul. Da, la o mică neatenție... Da, se întâmplă. De fapt, cam asta au și așteptat. Eu juca contra tot. V-au blocat? Vorba lui ăla, cu autobuzul în poartă, cu autobaza în poartă. Ați fost atenți la meci până în minutul 70 și n-au avut niciun corner și nici măcar nu știu pe spațiu poartă. Deci n-am stat la meci, numai prima repriză. Dar nu, nici măcar n-au ajuns la poartă, că am văzut și în prima repriză. Dar prima repriză chiar ați mișcat bine, dar acolo, în fața, până la care o să ajungeau, nu? Da. Până la care și acolo murea faza. Deci acolo trebuia ceva un pic mai... Bun, până la urmă vă avantajează play-off, play-out, dar și asta e așa o chestie relativă, pentru că voi vă speriați că ați pierdut acum, dar poate nici nu o să jucați pentru promovare cu echipa asta. Cine știe ce o să facă în viitor? Așa este. Da, dacă ei pierd celelalte meciuri și nu ajung în play-off și nu... De ce credeți că au fost așa puțini spectatori? Probabil suporterii sunt supărați pe noi că am pierdut meciul de la Brad. Acum ce are una cu alta, meciul de la Brad? La Brad... Toată lumea aș dorea să ajungem în Cupa României, să trecem cât mai multe tururi și să ajungem o echipă de divizia la Hunedoara. Am înțeles. Deci asta era una din doleanțele suporterilor. Dar și suporterii din peluză a fost puțin. 6 oameni, 5 oameni. Chiar puțin de tot. Da. Acum să sperăm că nici rezultatul de ieri nu vă ajută prea tare să aduce suporterii la stadion. Să sperăm că următoarele meciuri și mai ales dacă ați aduce ceva victorii din deplasare, ar fi bine, să zic așa. Doar victoriile pot aduce spectatorii înapoi la teren. Bun. Care, ce a zis antrenorul după meci? Păi da, s-a fost supărat. Da. De altfel toată echipa s-a supărat. A dat vina pe cineva sau? Nu a dat vina pe nimeni, dar da. Noi, eu zic că în principal vineva suntem jucătorii, dar noi suntem în teren. Antrenorul ne antrenează la teren, dar nu poate antrenorul să bage în poartă, nu? Da, dar mi s-a părut așa, nu mi s-a părut o, cum să zic, o,
atitudine negativă sau lipsă de concentrare, ci pur și simplu ceva n-a mers acolo în față. Păi, am făcut tot felul de antrenamente și... Cum n-ați reușit să treceți? Că nici ea nu era foarte tehnic, să zici că avea o vezi mare. Deci, dacă era vreo echipă, mai ziceam, bă, uite, ăia s-au, într-adevăr s-au apărat bine, dar mai, nu că s-au apărat, s-au înghesuit bine, să zic așa, că... Dar nu prea treceau. Dar ei au jucat contra-atacul, după cum am mai zis. Da, dar nici nu prea combinau, sau să zici că erau niște mari jucători. Deci dacă ați intrat un pic mai tare pe ei, nu știu dacă mai... Da. Am fost și motivați, dar, nu știu, inspirația. Bun, acum, asta este... Ați început cu stângul, nu înseamnă neapărat că e cel mai... Cu toate că na, s-ar putea să vă dezavantajeze în cazul în care jucați în deplasare cu ei și nu-i bateți. Ar putea să-l luați înapoi, cele trei puncte da, acolo. Da, nicio problemă, mergem la ei și trebuie să batem. Suntem obligați să batem. Bun, deci voi de acum încolo oricum trebuie să vă propuneți, indiferent ce îi... Victor, la fiecare meci. Nu intrăm în direct cu fotbalistii, că nu avem timp. Am luat multe telefoane, sunt sigur că lumea doresc telespectatorii să intre în direct. Nu se poate, e timpul foarte scurt. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului care a sunat și vă mulțumim toți cei care sunteți interesați de... acest fenomen, pe Hunedoara, dar nu avem timp dimineața să luăm și telefoanele în direct. Da. Deci, spuneți-ne cum treceți de, mai ales psihic, că fizic nu a fost o mare provocare, psihic acest rezultat negativ și cum vă motivați pentru următorul meci, care pentru voi, zic eu, e un avantaj să jucați peste două săptămâni. Și joacă tot acasă. Tot acasă, da, cu Lugoș, cu Vulturi sau cum îi cheam. Da, băi, pentru noi este un avantaj că mă vine să ne îmbunătățim jocul și să mai lucrăm la antrenamente. Vă lipsește un atacant important în față, cineva da, acolo? Din păcate s-a accidentat și Cristian Diaconescu și nu, el era un atacant foarte important pentru noi. Și nu se recuperează până la meci? Nu, are o ruptură de tibie. Aolea, deci aia durează mai mult. 6 luni, că... Și când se va recupera, veți juca același sistem? Un singur gol sau... Atunci mai văd. Asta nu știu. Da, până atunci mai văd. Dar nu aveți cum sau cine, nu, de fapt pe antrenor trebuie să întrebăm, dar cine mai joacă ofensiv, să zici că poate să ce atacanți mai aveți? Să ia locul. Mai sunt Lintaru, mai poate juca Pepenar, mai avem un junior, Apachiței. Deci practic în loc cât aveți? Trei atacanți? Da, a fost 4 și acum mai sunt 3. Doar Matei. Da, 3, Luca și Matei, asta e problema. Da. Colegul mă întreabă și tu ceva pe prietenii noștri. Voi ați jucat vineri, amândoi? Da, amândoi. Pe ce punct jucați voi? Mijlocaș central și fundaș stânga. Deci ați fost cam pe la mijloc. Nu, el fundaș și el a fost cu spate. Fundaș a fost Petresc cu ceasul. Da, cu Petcu. Petcu. Răzvan. Printre ei a trecut ăla de-a dat golul, da? Printre ei a trecut. Da. Până acum cine a fost capitan al echipei? A fost o surpriză pentru noi, plăcută, să spunem că antrenorul a mizat pe un junior, nu? Banderol a fost prin rotație la mai mulți jucători și... Deci de când a venit antrenorul nu a fost un capitan fix. Nu, dar mi se pare că la mișul de la Reșița a fost tot Petresc și a rămas tot el. Alex n-a jucat rău și până la urmă nici echipa n-a jucat rău, a lipsit... golul. A lipsit acolo ceva în față, nu numai golul, că dacă erau, cum zic eu, au avut 3 faze până la urmă, 3-4 faze într-un meci. Cam puțin. Cam puțin, nu? Subțire. Nu. Păi da, la un asemenea meci care ei s-au băgat, cum s-ar zice, cu fundul în poartă, la 3-4 cazii... Trebuie să dai un gol. Trebuie să dai un gol ca să... Ați dat și bară parcă? Sau? Da, bară. Nici n-a fost nici noroc acasă în ziua aia. Ha? A fost plecat norocul ieri. Vă știi cum e cu bară? Dacă o luăm așa erau cu bară... Erau 300 de spectatori și nici norocul și era. Și Bayern München a dat bară, dar și Chelsea a dat bară. Și Mourinho s-a supărat. Ai văzut ce a zis Mourinho? Colegul. Nu. Despre Steaua sau... Despre UEFA. Buca a fost. Băi, UEFA, mi-ați luat din nou cupa. Că ăla mai prelungit cu 36 de secunde și l-a dat Bayern în gol. Vorbim de Bayern, vorbim aici de FC Hunedoara, care trebuie să bată. Deci, acum, oricum ar fi și orice, chit că e o presiune mai mare, dar mă gândesc că nu mai aveți voie să mai pierdeți în curs meci. Sau cel puțin pe următorul. M-am jucat la victorie toate meciurile, te jucăm la victorie. Deci de acum încolo, nu știu, și alte atitudine și până la urmă mai...
un pic mai în vână, așa, mai în forță. Frică, totuși, da, nu știu, a jucat așa, lejer, a stat pase bine, bune, a combinat, dar acolo, nu știu, și de la un cot în gură, ceva, știi că nu așa se face, dar știi că te și enervează, nu, deci o echipă care joacă în apărare numai pe două linii și te enervează, într-adevăr, îți produce și o frustrare, așa, că vezi că nu poți să treci, că se înghesuie acolo, nu trece mingea de ei. Da, nu, nu știu cum, trebuia acolo ceva. Ei cred că au avut un singur șut la poartă, care a fost și gol, nu? Nu, sau? Am avut după aia, spre minutul 80, am avut încă ocazie. Păi noi atunci ne-am... Ați ieșit la joc, la joc să... și vă dați seama că și spațiile erau mult mai mari. Și... Da, dar nici ei nu prea aveau niște mari jucători, că am văzut. De vreo nu, deci chiar nu a fost cei de la Caransebeș subțiri. Da, nu a fost mare echipă, da, asta este, așa s-a întâmplat. Bun, următorul meci? Următorul meci... Cu Mătăsariu trebuia, dar s-a retras din campionat. Deci l-ați câștigat clar. Să jucăm cu... Se pun 3-0 sau nu? Nu știu dacă se pune 3-0 sau nu. Cred că se pun 3-0. Păi nu se pune, dar depinde. S-a retras înainte de campionat. Dacă se retras înainte, nu se mai pune. Nu mai. Și atunci fiecare echipă... Da, se joacă cu un meci mai puțin, se stă una și punctele se iau numai cu cele care se joacă. Deci următorul meci cu Lugoj. Cu Lugoj. Ce au făcut Lugoj în prima etapă? Au bătut 3-1 la Avrig. Deplasare? Deci cam o să vină cu pretenții. Da, noi trebuie să așteptăm. Și eu am avut amical la Avrig și am bătut și noi acolo. Păi da, dar știi, unul e amical și unul e... Da, da. Bun, deci ea vin cu pretenții, că au bătut în deplasare, acum vor să mai bată o tură în deplasare. Dar acum trebuie să-i opriți și să-i bateți voi. Și de acum încolo, totul la victorie. Totul sau nimic. Cu toate că asta cu play-out-ul e așa o prostie. Bine, ei au venit într-un moment delicat, să zicem așa, colegilor, au venit înainte de începerea campionatului, lejer, o să-i bate, o să-i câștigăm, o da, să... Au vin, da, voi ați venit și când ați venit, exact. Au fost mai rău din merit voi doi. Dar acum asta este, nu e nicio problemă. Bine, oricum nu dăm vina pe nimeni, așa a fost să fie, de-aia e frumos fotbalul, câteodată câștigă aia care nu merită, dar asta este, asta se întâmplă în sport. Acum, da, auzi ce zic ăștia colegii, că dacă n-ar fi semințe, n-ar fi fotbal. Păi voi de-aia mergeți, bă, la mers să mâncați semințe, nu puteți mânca acasă, fireați voi să fiți. Ia zi, n-ar fi semințe. Aveți câțiva jucători și suspendați, nu? Da, pe Găceanu și Dragota. Și ei când peste 7 etape, cred. 7 milioane de etape, păi nu știi că le-au dat ăia atunci? Au avut 12 etape, au avut și mi-au 7. Dar am mergit cu un pângota care... Da, de la marele scandal. Voi erați în lot atunci? Eu am jucat atunci. Ați jucat amândoi? Eu da. Eu nu, aveam avut ceva la genunchi și nu. Și ai jucat atunci? Da. Ce ne poți spune despre meciul cu pângota? Ce să ne mai spune? De ce l-ați pierdut? E istorie, s-au bătut pe acolo cu ăia. Ce să mai zic? Dacă nu-l pierdeați, erați în Liga a doua, erau? Poate. Da. Dacă câștigă, ce s-a întâmplat? Nu, trebuia să câștige. Hai să, așa, să ne aducem foarte pe scurt aminte de campionatul trecut. Ce crezi că s-a întâmplat pe final de sezon trecut? A scăzut așa dintr-o dată. Colegul, e istorie, cam, ce să mai... Mai răscolești cuțitul în ran. Oamenii au uitat ăsta, acum a vrut să treacă mai departe. Foarte bine, așa de vreau. Și trebuie început. Gata cu sezonul trecut. Au pierdut, alții au pierdut. Dar prea dintr-o dată. Băi, au pierdut echipe mari, mă. Știi cum e? Mai bine anul acesta să înceapă prost și să termine bine, decât ca și anul trecut când au început bine și au terminat prost. Da, corect, ce ai drept. Nu? Da. Păi ai văzut, mă, și echipe mari care au avut, chiar au fost, au Dinamo. Dinamo la un moment dat se dădeau mari ca nu știu câte puncte de față și pe aia au terminat pe locul 5 sau nu știu cât. Deci nu poți să o iei așa. Deci e mai bine să înceapă prost și să termine. Cel mai bine e să fii constant și să-ți câștigi meciurile de acasă, toate. Și dacă mai ai un punct, 2-3 din deplasare, 2 e cam greu să iei, dar 3 poți să iei. Știi? Ce zice, o să vină mai mulți spectatori la meci? Depinde de noi, prin urma rezultatele noastre. Acum, următorul meci, poate vin mai mult, dar nu e sigur, că oamenii supărați. Că dar voi ați avut o discuție cu suporteri, așa v-ați mai întâlnit cu ei sau i-ați întrebat? Da. Mai ales noi când nu suntem din Hunedoara, mai avem așa prieteni, mai... Dar Hunedoara, la un moment dat, chiar și în campionatul trecut, dacă m-am gândit, avea o galerie destul de mare. Da, da. Păi și n-au venit, n-au fost 6 oameni, au fost acolo. Ei sunt supărați, na, meciul de la Braș și mai ales pe... că au fost lăsat să plece în vară niște jucători. Păi au fost lăsat... Care erau hunedoreni și vă dați seama că ei... Păi erau supărați, păi au plecat, ce s-au supărat? Că i-au lăsat să plece, păi nu puteam să țină cu forță acolo, dacă au vrut să plece, au plecat. Acestea sunt motivele pentru care... Da. Dar dacă o să câștigați,
Dar nu puteți să faceți, uite, să faceți voi, nu știu, emisiunea noastră, cumva, să faceți o întâlnire, să-i chemați. Haideți vă la stadion într-o zi, când aveți antrenament, să discutați cu ei, să vină, să vă încurajeze. Ce prostie e asta, joci acasă și nu strigă nimeni, hai bune doar. Eu cred că contactul nu te deranjează. Așa că deranjează, chiar pe la pauză, minutul 60 era 0-0 și din tribună s-a auzit demisia. Mi se pare o chestie... Da, primul meci. Stai așa, că nu-i... numai la Cluj, dacă ești pe primul loc, îți dai demisia. În rest... Da, dar vezi că antrenorul lor de la Cluj a venit. A, nu? Învățat de acolo cu... Adică, da. Cine da. Știe cine a strigat de prin tribune? Acum trebuie să avem și răbdare. Absolut. Da, tu știi cum au spus suporterii. Bineînțeles, tot timpul publicul hunedorean a fost mai aspru. Aspru, într-adevăr, dar trebuie să vă înțelegeți cu ei cumva să face să... Da, să fie aspru și da, să vină la mine. Chemați într-o zi, nu? Vorbiți cu șeful galeriei, aduceți-i acolo când aveți, când aveți antrenament și vorbiți cu ei ca la următorul meci să fie măcar galeria să o aveți. Mai ales că jucați cu ăștia care vin cu pretenția cu au câștigat în deplasare. Mai avem mai puțin din până la final. Un mesaj pentru suporter că tot... Da. Ziceți-le că se uită la televizor. Păi așteptăm un număr cât mai mare să ne încurajeze să promovăm și noi anul ăsta. Și să înțeleagă că al 12-lea jucător e galeria, publicul. Mulțumim tare. Și tu? Stai să zică și el. Îi aștept la stadion și chiar ne lipsesc foarte mult și anul trecut s-a simțit prezența lor în tribune și ca și în alți ani. Deci să vină și anul ăsta. Da. Suporter! Dragi suporteri, veniți! Fiți acolo și cu siguranță. Aba, dacă mergem noi, venim noi de la Deva, ne deplasăm cu automobilul din dotare da. Până acolo să vedem meciul, nu veniți voi din Hunedoara. Ia, sunteți acolo. Al 12-lea jucător, să fiți alături de ei și cu siguranță băieții o să dea tot ce pot să câștige acum toate meciurile. Mulțumim pentru prezență. Până mâine dimineața, la 7, să aveți o zi cât mai plăcută. De luni. Pa!